Bună seara! Salut, salut, Cleo! Ce faceți? Salut, cum sunteți salut. Încrezător înainte de meciul de duminică seară? Păi, întotdeauna suntem încrezători, dar eu știu. Echipa e aceeași, nu? Păi aceeași, antrenorul e același. Urmează să ce rezultatele se dată, dar nu aceleași. Cum vi s-a părut Dinamo în ultimele două meciuri? N-am mai apucat să discutăm cu UTA Craiova. Unii au spus că este o creștere în joc totuși și că ar fi motive de încredere că totuși s-ar putea obține niște puncte. Păi dacă spun să ne gândim nu numai în meciul ăsta, am avut mai multe meciuri bunișoare, dar rezultatele nu au apărut. Tot 0 la puncte la sfârșitul meciurilor am făcut. Acum să sperăm că, cu toate că meciul nu e greu, e foarte greu, dar sperăm că speranța moare ultima, cum e vorba. Leo, până duminică nu avem decât să sperăm. Vom vedea ce se va întâmpla duminică. Cum crezi că se pot... Cum crezi că se pot motiva jucătorii în perioada asta? Eu cred că la meciul ăsta nu mai trebuie nicio motivare. E clar. Ei știu bine în ce situație se află echipa. Urmează ca doctorul să găsească leacul, antidotul împotriva adversarului și să nimerească cei mai buni asistenți ai lui. Nu? Ca la doctor vorbim. Dar cum ar putea Dinamo să o surprindă pe FCSB? Că pe hârtie, să fim corecți, FCSB este mare favorită. E normal să fie, nu? Poate cartea contraatacului să fie o armă pentru Dinamo? Dacă jucăm în care o nostru, nu avem nicio șansă. Nu avem nicio șansă. Cu toate că m-ați văzut, FCSB-ul gafează foarte mult și nu știu câte meciuri au în care nu e primit el. Dar, din păcate, nici noi nu avem meciuri multe care am marcat și, să zic așa, mai mult două goluri, parcă campionatul ăsta nu am marcat niciun meci, nu? Parcă. Cum? Cum? Parcă n-am marcat, nu avem niciun meci cu mai mult de două goluri marcat. Avem cu voluntari în etapa... A, da. Că dacă, de fapt, ultimul da. Meci cu Victorie, nu, a fost singur cu... Da, face un prieten, știam că a marcat pat. Da. Da. Întrebare de la un suport... Bine, dinamoviști, că eu sunt la Galați, acum și am aici dinamoviști. Sigur că suferă și ei. Toată lumea. Le e rușine de la multe comentarii care se facă. Da. Da, uite ce îmi spune Costel, prietenul meu de aici. Și nici România nu a avut șanse, dar uite că au câștigat. Da, deci, da, da. Îți dai seama că dinamovist ăsta care e tot-o. Da. Cleo, au fost multe discuții în perioada asta, Cleo. Tu consideri că acesta este derbiul de tradiție? Pentru că s-a tot vorbit de problemele de la rivalii, între separarea între FCSB și CSA. Și... Da, eu nu. Asta rămâne indiferent pe ce loc se va clasa Dinamo sau Steaua întotdeauna. Rămâne derbiul derbiilor, că ăsta e. Eu sunt de acord cu tine, dar au fost discuții. Pentru că, na, o parte susțin că este echipa din Liga a doua. Eu consider că cu aceștia din Liga a întâi avem noi derbiul. Bine, sunt discuții și păreri și tot felul de... Mă rog. Eu nu pot să spun, că iar am să primesc o rețea de socializare, o să-mi umple unii frigiderul, știi? Asta e soarta, Cleo. În momentul în care expunem părerea, asta e soarta. Am spus părerea.
Păi, nu mai spun acum, dar tu o știi care e părerea mea. Da, coincid părerile noastre, da. Și eu consider că acum este derbiu. Duminica avem derbiu. Asta e. Vă dai seama dacă cei care au jucat în vremurile de mult apuse nu se înțeleg între ei, că unii spun că este Steaua, alții spun nu că este Steaua. Noi care suntem din afara problemei, avem și noi părerile noastre, dar nu contează. Dar în grupul de discuție, scuzați-mă, de acolo, dacă toți sunteți în grupul de prieteni, care mai e părerea despre Ovidiu Burcă, ca idee? Că am întrebat și câțiva suporteri acum în comentarii. Cum se simte? Păi de două săptămâni, părerea mea, acum două săptămâni parcă am fost, rămâne aceeași. Adică nu s-a jucat niciun meci în campionat. Rezultatele tot zero. Și am spus, oricât de bun antrenor o fi Burcă sau nu fi, că a fost bun pentru divizia P, că am promovat, cum am mai spus și acum două săptămâni. În ultimul moment am prins play-off-ul și am prins în play-off în baraj un meci excepțional, ca acum vreo 2 ani de zile cu Clujul, cu Ucluj, și am retrogradat. Acum la promovare am prins un meci extraordinar acasă și am câștigat cu cât am câștigat, cu Piteștiul, și pe urmă acolo 4-2 și am promovat. Bun, dar cum spuneam și acum două săptămâni, rezultatele țin antrenorul. De două săptămâni de când am declarat asta, nu s-a mai jucat un meci pentru că au jucat echipele naționale. Și știți că făceam așa o analiză, că jucăm cu FCSB-ul, că jucăm cu Sepsi, că jucăm cu cine, cu Craiova sau cu mai cu așa, Cluj, cu Botoșani și Voluntari. Da, așa. Mă rog. Am spus, astea primele care sunt meciuri grele. Nu grele, foarte grele. Mai departe, dacă conducătorii țin antrenorul, să-l țină, dar să-l țină și în momentul când se întrerupe campionatul, cu condiția să aducă 5-6 jucători de excepție, ca să putem să scăpăm de retrogradare. Sau cel puțin să prindem un loc de baraj și să sperăm că nu mai avem ghinionul de acum 2 ani care l-am avut cu Clujul. Corect, nu? Corect. Dar apropo de meciul de duminică, vorbeam mai devreme, foarte multe bilete date în continuare, deși situația este foarte grea, fanii au rămas alături. Vor fi peste, se pare, după estimări, peste 25.000 de dinamoviști la meciul de duminică seara. Pare incredibil. Da. Că, în ciuda situației grele, suporterii totuși nu lasă echipa la grea, asta e de remunerat. Da, eu am spus asta și acum două săptămâni, că suporterii au fost întotdeauna, cu toate că văd că în ultima perioadă au început mulți dintre ei să aibă anumite suspiciuni, bănuieli, și vis-a-vis de o facțiune din conducerea clubului, așa, și să mai răsucească mulți dintre ei. Dar eu v-am spus și acum două săptămâni că estimez din toate punctele de vedere, pentru că am văzut și Liga a doua și Liga a întâi, sunt peste tot în deplasări, încurajează echipa, chiar dacă rezultatele nu-i mulțumesc nici pe ei, și să vorbești urât sau știu eu la adresa suporterilor. Suporterii și Spania adevărat sunt mai departe lângă echipă. Corect, corect, așa este. Și acum, Ionuț, dacă mai ai... așa, un pronostic, poate e mult spus pronostic, dar ce simțiți înainte de acest meci? Ce credeți? Un rezultat pozitiv? Vine momentul unui rezultat pozitiv? Continuăm pe aceeași linie. Eu întotdeauna plec de la premisa că
suntem modești, dar să nu am surprize. Adică să nu mă aștept la victorii să pierdem. Plec de la premisa că sunt mai bun ca noi și în momentul când vom lua punct sau puncte, atunci voi fi fericit. Da. Dar de ce să mă încarc așa, nu că îi batem, că îi facem, că când nu am nimic plauzibil, nimic palpabil că suntem peste ei. Pentru că rezultatele ne arată, ne demonstrează în ultimele 8-10 meciuri ale noastre. Și... dar sper, sper. Îmi doresc din tot sufletul, dar una e ce-ți dorești și alta ce-i poți realiza. Să vedem ce o să reușească băieții duminică seara. O să mai discutăm despre meci și în săptămânile următoare. Da. Vă mulțumim frumos pentru intervenție. La fel, o seară bună. O seară bună. Și baftă la băieți, baftă multă.